În spatele protestului din fața guvernului stau grupări politice, iar sloganele folosite au avut o tentă geopolitică fără legătură cu nevoile reale ale veteranilor. Asta susține președintele țării, Igor Dodon, pe o rețea de socializare. Șeful statului a cerut structurilor de drept să facă lumină în cazul organizatorilor protestului, despre care spune că anterior au fost folosiți de fugarul Vlad Plahotniuc în acțiunile stradale. Președintele țării a scris pe pagina sa socială că există forțe politice care au dorit să transforme data de 2 martie într-o nouă zi de sânge, ură și dezbinare. Igor Dodon susține că nu este prima dată când unii politicieni, acum fugari, au manipulat nevoile și supărările veteranilor pentru a ciocni violent diferite tabere, pentru a comite acțiuni împotriva ordinii sociale, împotriva statului și a cetățenilor în cele din urmă. Șeful statului spune că a condamnat întotdeauna acest lucru și a pledat pentru susținerea celor care au luptat în conflictul armat de pe Nistru. De ce guvernul le acordă o atenție sporită veteranilor, iar ministrul apărării se află în comunicare cu ei și împreună caută soluții pentru rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă. Președintele a reiterat că orice manifestație stradală trebuie să fie liberă și democratică. Cu regret, ceea ce întreaga societate a văzut astăzi în Piața Marii Adunări Naționale nu a avut legătură cu valorile democratice și respectarea drepturilor tuturor cetățenilor. S-au spart geamuri, a fost blocată timp îndelungat circulația în oraș, protestatarii au împiedicat în mod ilegal deplasarea 10.000 de cetățeni ai capitalei, au avut de suferit bătrânii, copiii, oamenii cu dizabilități. Toate aceste lucruri urmează să fie calificate în mod ferm de instituțiile de drept și cei care au încălcat legea să fie trași la răspundere. În postarea sa, Igor Dodon a accentuat că sunt multe semnale care indică foarte clar că în spatele manifestării violente de astăzi se află unele grupări politice. Există informații că protestatarii au fost aduși cu autobuze din raioane, iar liderii lor au fost sponsorizați într-un stil atât de cunoscut din trecut, iar în mulțime au fost văzute fețe folosite în trecut de PD-ul lui Plahotniuc pentru a face acțiuni împotriva partidelor de opoziție. Iată de ce sloganele folosite au avut o tentă preponderent politică sau geopolitică fără legătură cu nevoile reale ale veteranilor. Acestea sunt aspecte pe care societatea trebuie să le cunoască, să înțeleagă ce se află în mod real în spatele unor astfel de manifestări provocatoare. Pe final, șeful statului a îndemnat societatea să analizeze bine acțiunile și vorbele politicienilor, să nu se lase manipulați și intoxicați de violență și ură.